Hai să vedem noi unde a rămas cu treaba în jocul ăsta. Ia uite, și-a făcut accidentul aici, s-a rupt în gură. Să zici că conduce mai rău ca mine. Nu știu dacă e posibil așa ceva, dar să zicem. Ok, și avem pe Diaz, l-avem pe Cortez, care au nevoie de ajutor, deci să fie interesant. Bine, cu Diaz nu e treabă că s-ar putea să ne ia el la treabă, să ne ia la supărare că l-am salvat pe Lance. Voleu. Stai, unde e intrarea pe aici? Mamă, trebuie să-mi dau seama pe Dumnezeu, trebuie să o iau cu toată nebunia asta așa. Wow! Wow! Ok. Mamă. Dacă am izbit poliția involuntar, nu se pune ca și steluță? Gen, am lovit pe altceva care a lovit poliția. Ar trebui să se pună și astea ca și acțiuni împotriva poliției. Aoleu, 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 stai ușor. Hai zic. Bă, nu mi-am luat și o armură, bă, și aveam ăla de armură aproape, firar. Ia, hai zidem. Rub out? E Lance acolo? Și-a luat mașină Lance, bă, băiatule, bă. Holy shit, where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. Mam, Kalashnikov. Bine, suntem 4 de ochi. Mar Kalashnikov, bă, băiatule. Era fain dacă erau calașuri, dar nu-s. A, ce facem, mă? Le asaltăm pe ăsta deja, gata? Nu era asta ultima misiune? Nu era aparent. Hai că ne așteaptă. A, păi dacă știam, luam și eu niște armură, bă, băiatule. Stai așa că trebuie să țitez de pe controller și nu-i cea mai plăcută experiență. Stai așa că asta o să... E, n-aș vrea că te ia poliția... cum se cheamă, ia poliția și când sunt în misiune, gen, nu mă lasă în pace. Te nasol. Eu înțeleg că poate nici n-am ajuns la jumătatea jocului, că ții minte că erau multe misiuni. Dar e ciudat că lumea zicea că asta ar trebui să fie ultima misiune când mergem după asta. Bă, dar cred că o să merg pe Uziul ăsta, că e... Să vedem, door is locked, try another route. Rută prin spate. Să dăm pe Uzi, cu Uzi țintești mai ușor. Sincer. Că țintește el pentru tine. Aia zic. Și trage mai silențios, știi? Sau prin labirint? Oh, da, abia văd ceva. Oh, God. Stai așa. Stai așa, stai așa că... Du-te, Lance, du-te! Fii tu tancul! Mamă, cât damage am dat că a trecut prin bătaia focului meu! Bă, Lance, să te frec! Și a trecut Lance prin fața puștii mele și l-am... Mamă, i-am făcut freza. Nu cred că supraviețuiește schema ce urmează. În stilul ăsta. Stai ușor. Ah, ok. Mai sus, stai puțin, cum să ajung mai sus? What? Ai, vrea să ajungem mai sus, dacă trebuie să intrăm pe aici. Nu, mai e unul pe aici, cică. Ah, uite, mă, putem intra pe aici, pe jos. Ia că am intrat. Undeva tot am ajuns. Poliția tot ne caută. Stai așa. Făcut pedicura lui ăla. Stai așa. Nu te grăbi, Bobby. Trebuie să... Verificăm puțin ce opțiuni avem.
Ai, bă, Diaz, ăsta, doamne. S-a pus Lance în față și am pușcat tai arma în cap. Mare armă în cap ce am dat. Cine unde trage? Stai așa că încerc să... Ok. Bă, e bun rău de tot uziul ăsta. Fără mișto. Mai sus, mai sus? Nu mai sus. Ok, aici e etajul bun. Ce să mă uit atent, să nu... Să nu ne așa. Mă, dar chiar că are de tai tavanul. Ăla trage prin pereți? Cred că Lance trage prin pereți. El știe unde sunt dinamice, dar nu știe că în fața lui se află un perete, cred că. Oh my god! Hacker man! Ce sunt? Hacker man! Știi cum e? Trișăm sistemul aici. Du, nu mă așteptam să funcționeze asta. Ia că vine. Diaz! I've come to take over your business. Tommy, you betrayed me, you idiot. I'm gonna kill you real soon. Eat this, you murdering bastard. Lance, să mă bată mama. Okay. Lance is dead? What? Pă bune? N-are niciun sens. God damn it. You betrayed me, you idiot. Ia, hai să vedem acum dacă chiar ne face figurdele. Bă, dar rezistent a făcut, bă, lumea. Doamne ferește. Rezistent rău. You stupid pricks. My beautiful house. Look what you've done to it! This is for my brother! I trusted you, Tommy! Daddy... Proprio che passa! I would have you made! Say goodnight, Mr. Diaz! Shit! L-a capsat pe Diaz ăsta meu! Property acquired! Yo, asta e casa noastră! Nice! Casa noastră acum, băieți! E 50.000 de coco, bine așa. Oh, avem misiune la Lance? La Vance, Lance, Mance, Chance? Oh, we gotta redecorate this place. We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in the... You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. And let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle. Or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead. And they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. 5 minute numai? Okay. Nu știu ce rezolvă el în 5 minute, dar să zicem... Go to North Point Mall, Vice Point, aia zic. Mă. Oh, doamne. Aia zic. Bă, pare să conduce destul de frumos mașina asta, adică are frâne. Merge destul de ok. Ia uite pe ăștia, s-o moară pe stradă, ești nebun? Deci aia, literalmente, s-o moară pe stradă. Și l-am prânzit pe ăla cu oglinda. I-am dat așa gen calcul, ca și atunci când dai unui prieten după ceafă sau ceva. O, oh, doamne. Pe aici, faceți loc, faceți loc. They got your family. Oh, asta e cea mai controlabilă mașină dintre toate, fără mișto și e și rapidă. Gen, pe bune. Nu se bălângă din toate alea, nu merge aiurea. Uite, iară se accidentează ăștia. Bă, băiatule! Dar mai ia o pauză. Vă pupați atâta. Aici mall trebuie să intrăm. Mergem la mall, băieți, vreți ceva? Una cu de toate, ceva nebunie.
Smash some pane of glasses, așa. Ok, trebuie să spargem niște sticlă. Tatat. Spargem tot ce vrea el. A, sus ăsta, stai un pic. Am și jos. Sparg oare cu... Cred că o să trebuie să iau... cu pumnii. Mai avem 3 minute. Oh, nu. A, spargem de ăsta așa? Băi, cum le spargi? Nu le spargi din afară cu pumnii? Hai să-i cu pistolul. Ah, ok, deci așa se sparg astea. Ok. Securitatea? Care e cel mai mare cowboy din West? Eu. Oh shit, da polis! Bă, dar nu e ok, că trebuie să spargă astea de 1100 de ori. Și chiar trebuie să spar pe toate? My livelihood destroyed! Versetti, remember the name! Oh, chiar vrea să devenim mare... Mare Scarface aici, știi? Gen, ține minte numele! Ce ar trebui să fac aici? Oh, să-i de mâncat, dar nu vreau să mănânc. Oh god, the police! Shit! Acum chiar cred că n-am body armor după mine. Cred că va trebui să dăm pe SMG-ul. Cer să-l văd pe... Hai zic. Oh, mai am 2 minute. Shit, trebuie să mă grăbesc. Hai că folosim asta că mi-e practic. Oh! Ceva s-a întâmplat. You can now buy property in certain area of the maps. Cred că am cumpărat proprietăți fără să-mi zică jocul, dar e ok. putem cumpăra Malibu. Ah, proprietăți ca să ne aducă și profit, nu doar proprietăți. Ah, gata, toată lumea a uitat că am fost aici. Ce tare. Îmi place când se întâmplă asta, când toată lumea uită de existența ta așa dintr-o dată. Ok, văd că aici e și magazin de arme. O să mergem să luăm niște armură și muniție pentru SMG. Văd că aia se împușcă ca ciudații pe acolo, nu știu de ce, dar eu o fac în continuare. Alo? Tommy, son, have I got a surprise for you? I'm down at recording studios with some... Aolo, iar asta. Why don't you pass a visit? You know it makes sense, don't you? See you later. Parcare? Cred că era vreo parcare pe sus. Dă-mă să vorbesc cu ăsta! Așa. Arme noi? Îmi pare a fi arme noi. A, ba nu, avem sniper rifle, de fapt, sunt arme noi. Vreau să iau... A, și un sniper rifle. Aș vrea să iau muniție, dar nu văd opțiunea de a cumpăra muniție. Iar îmi sună telefonul. Ce vrei, mă? Howdy, son! Just thought I'd ring you up and give you some advice. Hey, Avery, what's eating you? There's a lot of opportunity in this town if you own the right real estate. You catch my drift? I reckon so. All I'm saying is keep your eyes open, and you might find the perfect business opportunity. I'll catch you later. Later, Avery. Okay. Ieși aici, ieși aici, nice. Yeah, mă. Acum mă sună toți dintr-o dată, am devenit super prieteni dintr-o dată. Avem la Vance misiune, avem la Cortez. Cred că ar trebui să merg la Cortez, că știu că era foarte prins. Yeah, avem misiune de asasin? Am luat armură, man, nu vezi? Aoleu, încă unul. Ce mai vreți, mă? Sonny, remember me? Hello, Sonny. That's right. Sonny? We're all friends. You never write me, you never call. Don't you want to be friends no more? I've been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of support down here, Sonny. Oh, my fault, is it? Well, I've heard you've been busy, all right. Busy killing drug barons. Busy taking over. Don't forget about it, Tommy. Because I can assure you, I ain't forgotten about you. Shit, pare supi băiatul ăla, nu știu ce să zic. Ia, hai să vedem, cred că merge la Cortez, că am zis că vrem să-i facem misiunea cu ultima dată când am vorbit cu el, suna urgent că trebuie să mergem la el. Dar nu știu cu craniul ăla de pe hartă, înseamnă că trebuie să mă bat cu cineva, e gen țintă de asasin, ceva de rezolvat. Posibil să fie și o treabă de asta așa, oh doamne, oh aleu. Da, ce ziceam mai devreme, o mașină super ușor de condus și apoi a venit asta altă care literalmente pârnaie. Ugh!
Mamă, cum i-am lovit pe amândoi, nu știu cum. Da, aparent am reușit noi să facem o idee de a-i lovi pe amândoi. Hey, hit my car, I hit your face. Da, tanti, cum să nu? Ce replici are și tanti aia. Ce am observat în asta față de San Andreas este că sunt multe pick-up-uri de alea. Gen, poți să iei să-ți cadi wanted level-ul, să-ți dai heal, să-ți dai drage. Par oamenii care o să fie pe aici. Aia zic, dar măcar recoltăm banii și chestiile. Polițaiul n-a murit din păcate, fie rar să fie și vă că-și continuă viața ca și cum nu s-a întâmplat nimica. Surprinzător. Aparent așa cred că funcționează lucrurile. Uite, avem și noi pe mașina acum de luat. Aia zic. Bă, n-a murit nimeni, nu s-a întâmplat nimic rău. Aia. Cu singurile tânea pe 3 San Andreas și Vice City. La mine cred că în afară de 4 le-am terminat și 3 pe care urmează să-l terminăm. Ăla l-am terminat. 4 ani oricum că vreau să-l facem. Ca și idee. 4 vreau să-l facem, dar trebuie să-l facem modat ca să arate bine. Plus că trebuie să se pune mod pentru condus, că o să fie crimul condusul ăla. No. Celelalte GTA-uri care poate nu sunt așa de wow sau care cum se cheamă, care arătau prost sau aveau chestii proaste, se rezolvă de obicei prin moduri. Mare parte ce nu rezolvă Rockstar, rezolvă modării. Aolo, dar putea să nu iau și toată lumea la 300 de metri? Stai că pe aici e ieșirea, oricum. Pe aici e ieșirea, nu pe partea alaltă. Nice. Wow, nu mai e mașina aia parcată aici? Asta e o treabă. Ia să vedem. Zitat. All hands on deck. Circumstances force a hasty departure. What's the problem? The French want their missile technology back. Oh, nu, iar fără chestii de la armată. Wouldn't it be safer to fly? I'd be dead before I reach check-in. Besides, I need to get my merchandise out of the country. Need another gun? You, my friend, are worth 10 guns. Ce față are ăla, doamne. Ce față avea ăla, doamne. Mamă, ne dă cu iahtul, păzea. E, asta zice toată lumea, că mai degrabă Rockstar fi angajat modder pentru remastered-uri. Dar modderea costă mai mulți bani, știi, și de... Oh, shit, vin ăștia. Mamă, cât sunt și ce supărat sunt. Păzea. Păi, dar până se mișcă, ea face poi marți. Am sabie. Mă, pot să-i... Stai, mă, că-i facem așa. Ce ziceți voi? Stai, nu... Bra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Shit. S-a produs și țintii, băieți. Pss, lol. Nu știu, Adrian, nu cred că o să fac live mai târziu. De ce întrebi? O, doamne, câta baricada în față. Get to the front. Da, frate. Mamă, ce-i acolo? Bă, nu știu câte glanțe mai am acum să-i curăț pe toți, dar rezolvăm noi o treabă. Shit. A, avem sniperul. A, păi stai mă, gelule, că avem sniperul. Stai că e mai ușor așa. Da, sure, putem juca dacă vrei neapărat. Bă, stai bă, că și în lateral sunt aici, băieți, numai că ai mei trag prin podea. Nu mă coace. Stai bă, nebunule. What the fuck? Tommy, we
are being overrun by the French. Ce mă, French? Gata. Ok, stai așa că trebuie să stănăm aici. Oh my god, they've got a helicopter. Da, mă, vere că nu știu cum se mai suiește, literalmente se suie pe toate colțurile de care n-a auzit nimeni. Tommy, we are being overrun by the French. Opa. Hello. Thomas, kill them. My target will lock. Thomas face ce face. Gata. Ce mai elicopterul? Tommy, we are being overrun by the French. Oh, shoot the helicopter. Tommy, everywhere I look, there are Doamne. Bă. Da, sigur. Jesus. What the fuck? Tommy, we are being overrun by the French. Man, stai mă un pic că se suieșe ăștia pe aici. N-am atâta HP. Tu, cine vine cu elicopter de armată după mine? Ok, dubla 2. Unde mă ăsta la alt? O, dar l-am împușcat pe ăsta. Nu, n-am RPG. Aolo. Gata. Bine. Ok, unde vrea să mă sui? Tommy, how are you? Am uitat că nu pot să nota în jocul ăsta. Fuck! Hey! Deci... Get in the front and clear a route for Colonel's yacht. Ce vrea să distrugem ălea? Mă gândesc așa, că n-am unde să mă dau jos. Gata, aia era. Cum are sens. Și activează unii mă pe afară. Bă, măcar a reușit după 3 ture. A ieșit. Thomas, you have protected and served me well. But now you must leave us before we reach the open seas. I will lower my personal launch. Keep it, my friend. A token of my gratitude. Thank you, Colonel. Și de data one more request. While I'm away, could you keep an eye on Mercedes for me? Oh, I think shit. She could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Gracias, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. Mergem să ne ocupăm de Mercedes sau băiatule. Bine așa. Deci mai avem ăla de la V. Cineva spunea că trebuie să le facem și pe ăla de la flacăra explozia albastră la Havana. Cum ar rămâne de văzut? O să ne ducem și la aia dacă e. Wow! De ce ți-ai numit fata Mercedes? Nu știu, frate, poate îi place brandul de Mercedes, de Mercedes atât de tare, nu știu, nu mă trea pe mine. Nu e copilul meu, ca să știu care e ideea. Nici fan Mercedes, da. Una e BMW și alta e Merțan. Împreună formează garajul. Stai așa. Dăm aici, lejer. Alo? Alright, Tommy, it's Paul. I just heard from a mush that you've been a real naughty boy. Oh, Paul! Somebody's taken offense to you acting like a big guy all of a sudden. Giving it a big shot thing. Well, don't say I never warned you or nothing. Boasting is a mug's game, son. Anyway. Aulor vorbește ca și cum de-abia înțeleg ce de el. And remember me, mate. Parcă fantomă. Ah, ba nu mă uite, e acolo. Doamne. Stai. Bă, dar se dă și ăsta jos unde trebuie, gen? Doamne, credeam că nu o să pot
urca. Vai cât de aiure e. E nașa, mă, când știi că dacă intri în apă îți poate cauza atâtea probleme. Mamă, și ăsta stai că abia largă dacă ține arma aia în mână. Fugi, Tommy! Aolo, stai că ăsta nu știe să facă vaulting, trebuie să... Se iau pe aici, pe stradă, sau colim. Așa, așa, dă-mi asta. Tantin pare rău. Dar ce Dumnezeu conduce în costum de baie, ești nebună? Ia cioapă tine. Stai că nu pe aici. În partea altă. Doamne, l-am atins o leacă, s-a dat la 7 km mai încolo. Oh, că am intrat frumos, ești nebun. Nice. Mai să mergem la Vans, să vedem Vans ce vrea de la noi. Yo, Vans, care-i schema? Bar Brawl. O, ne batem un bar? Mamă, ce sparte să ciochi roșiare. Some bars are choosing to pay. They reckon they're protected by a local gang of thugs. But don't worry, Tommy. I can handle it. You call this handling it? You two, off your asses. Let's go. Shit! Da, foarte multe detalii despre ceea ce se întâmplă. Poți zic că-s, da? Ce s-aruncă proștii după mine? Ah, dar asta n-are loc pentru toți. Get in the car, useless. So I can look over this great city. Taie că nu putem lua mașina asta, băieți. Luăm mașina familiei. Oh, Doamne, am călcat pe cineva. Mamă, dar chiar că abia mergem în jur asta. Oleu! Vă zic, ce e maroniul ăla de pe drum? Ba, am văzut de fapt că era un ciocan. Dar se suprapuneau texturile închis la culoare și nu-mi dădeam seama exact ce era. O piruetă cu mașina. L-a speriat o leacă pe ăla. E grijă de mașină, dă frate. Ori vine domn după mine cu shotgun-ul. Am întâmpinat bugs, am întâmpinat destule. Nu neapărat bug-uri, dar funcționalități rigide. Deși s-au lăudat că au făcut remaster la controle, nu prea pare. Ce faci, îmi batem pe ăștia? Se produce măcelul? Gata. Ce ziceți, bă? Your protection needs a little more protection. Oh, hell, not again. I don't need this crap. These idiots operate out of DBP security around the block. You guys just sort it out amongst yourselves. I'll be seeing you later. Yeah, yeah, whatever. 5 minute. Ok, și să ne ocupăm de gacii ăștia care le-au promis protecție. Da, uneori mai are jocul tendința asta de a da anumite caractere pe repede înainte și te sperii de ce Dumnezeu dai de 1600 de nebun care fug ca turbați și like tium, 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 tium. A, după ce trec de Q-Man, că momentan sunt Q în jocul ăla. Q de vreo 800. Scuze. Hai frate, a fost o... fost una... cum se cheamă, slabă, ok, hai să dăm o tură puțin scăpă de poliție. Abia am gândit inamicul, ce vorbim aici? Lucky, păi da stai mă că aștept de ceva vreme, ce vorbești? Dă-te mă. Nu e un paint and spray pe aici? No, e de la. Nu facem așa. Ok, cred că am scăpat, da, n-am scăpat. Tot încerc să mă învâr pe aici. Dar nu... nu mai scăpăm, gata, mai că am scăpat acolo.
Vă loc că vin. Băi! Shit. Eram eu sigur că ceva arde. Nu faci tu nimica, bro. Stai, bă, că vreau banii. Ce Dumnezeu a port... What the fuck? Two more. Track and down. Ha, mă! Suie, bă! Mamă! Stai, că îi prindem acum. Unde sunt prăjiți amici? Gata, dead 1. Ce Dumnezeu, frate? Nu mai murea asta odată. Următorul. Wow! Bă, cât v-ați trimis, frate? Mamă, au trimis... Trimis tankul după mine. Hai că stai aici, e aproape, e pe drum. Wee! Stai că e pe celălalt drum. Nu apă! Nu apă! Nu! Fuck, man! Mamă! Dă-te, bă! Bă, poliția de aici zici că e mai rar decât aia din GTA 5, ești nebun? Ia uite și cu tankul în spate, bă, băiatule! Doamne! Hai să mă... What the... Câte mașini aveți, gelule? 100? Mamă! 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 Bă! Toți 100 au venit dintr-o dată. Scoate-mă de aici! Nice! Saved! Doamne ferește! Bă, băiatule! Săracu, nu mai poate! Da, mă, care idee? Tommy, we gotta talk about stuff. Oh, nu. What's the problem, Lance? It's you, my friend. I feel you're not giving me a fair slice. Oh, nu, deja ne ceartă în relație. I can't have that. Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. Tommy, I done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Doamne, zici de parcă ne știm de ani de zile, așa dintr-o dată, acum, pac, pac. Okay? Just take it easy. Jesus. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Oh my God. Do you hear me? Do you hear me? No. I hear you, Tommy, but I can't take this much more. Lance, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. Okay. Relax. Okay. Relaxare.